Slăvi să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Evrei, capitolul 11, vom citi versetul 1 și 2. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Am o plăcere să vorbesc despre botezul cu Duhul Sfânt și despre darurile Duhului Sfânt. Darul vorbirii în limbi, darul profeției, darul cunoștinței, înțelepciunii, deosebirii duhurilor, îmbărbătărilor. Mi-am făcut așa din fiecare câte un studiu, câte o predică. În seara aceasta mi-am propus să vorbesc ceva despre credință. Dar nu credința ca dar al Duhului Sfânt, din 1 Corinteni 12 cu 8, de care s-au amintit, ci de credința mântuitoare, de Roman 10 cu 9, 10 sau Roman 10 cu 17, da? Pentru că toți trebuie să avem o credință mântuitoare, o credință care ne mântuiește. Dar o credință este altceva, este un dar de manifestare supranaturală al Duhului Sfânt în viața unui credincios. Vorbind de credință în seara aceasta, mie îmi pare rău că nu putem scoate apă mai de la adânc, că e mai rece și mai bună, că trebuie să luăm cu găleata tot deasupra apă caldă. Nu-i nimeni vinovat, nu vinovățesc pe nimeni, sistemul, Australia cred că e vinovată de ceea ce se întâmplă aici. Mă uit la ceas, dacă noi cei din frunte cerem adunării să fie disciplinați, probabil că trebuie să răspundem și noi cu disciplină, nu? Și acum fratele spunea că să aveți răbdare. Nu sună bine să aveți răbdare să auziți predica. În Marcu spune că gloata cea mare l-a ascultat cu plăcere. Mi-aș fi dorit să aveți plăcere, nu răbdare. Da? Dar eu am să fiu atent la dumneavoastră și am să închei când socotesc că va trebui încheiat. Vorbind de credința asta mântuitoare, mi-am propus să vorbesc despre două lucruri. De autenticitatea credinței și de lucrarea credinței. Pentru că mulți oameni cred că această credință e o puternică încredințare. Unii oameni au încredințări bune, iar alții au încredințări rele. Pe unii credința lor îi mântuiește, iar pe alții credința lor îi prăpădește. Că toți oamenii au credință, creștinii cred că este Dumnezeu, ateii cred și ei. Ateii cred că nu este Dumnezeu, ceva cred și ei. Aș vrea să vorbesc în autenticitatea credinței despre credința aia veritabilă, bună, care ne mântuiește. În Marcu 2 cu 15 însăși Domnul spunea: Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Mie mi-e dragă Evanghelia. Chiar mi-e drag cuvântul lui Dumnezeu. Nu cercetez cât ar trebui. Ăsta e defectul, greșeala mea pe care o recunosc. Și acum am venit cu gânduri că la Australia voi citi din Scriptură de dimineață până seară. Nu m-ați lăsat, că în ospitalitatea dumneavoastră ați vrut să ne arătați. Și am fost aproape în fiecare zi. Acasă am probleme, treburi și... Dar mie îmi place cuvântul lui Dumnezeu și spunea Domnul: credeți în Evanghelie. Aș vrea să vă fac geloși, aș vrea să vă motivez ca să citiți în Scriptură. Și aș vrea ca din seara aceasta unii să se hotărască să citească mai mult în Scriptură decât au făcut-o. Fraților, în Scriptură asta e cuvântul lui Dumnezeu. Și în Luca 1:37 spune: niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsă de putere. În Matei 24:35 spune: cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. În Apocalipsa 14:6 spune că am văzut zbunând un înger așa prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică. Cu Evanghelia asta ne întâlnim și în cer, fraților. Asta e cuvântul, e puterea lui Dumnezeu. În Psalmul 33:6 spune că cerurile au fost făcute prin cuvântul lui. În versetul 9 spune că el poruncește și ce poruncește ia ființă.
În Psalmul 107, versetul 20 spune: a trimis cuvântul său și i-a tămăduit. Evanghelia asta mântuiește și tămăduiește și suflete și trupuri. Am cunoscut oameni vindecați când citeau în Sfânta Scriptură. Am mărturii de oameni care au fost vindecați când ascultau Sfânta Scriptură. Cuvântul are putere de vindecare, fraților. În Efeseni 5:26 spune: ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Cuvântul ăsta ne curățește, fraților. În 1 Petru 1:23 spune: voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi, prin cuvânt. Mântuirea noastră e prin Evanghelie. Vrea vreunul să citească mai mult în Scriptură de acum? Amin? Nu vă pun să ridicați mâna. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin? Marcu 11:24. Când cereți de la Dumnezeu un lucru, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Asta e o credință bună. Credință în puterea rugăciunii. Dumnezeu să ne dea credința asta. Și nu vreau să insist pe problema rugăciunii, că am mai vorbit și am putea vorbi mult și mâine seară probabil vom avea studii despre puterea rugăciunii sau despre darurile Duhului Sfânt, dar eu v-aș ruga, aveți credință când cereți de la Dumnezeu un lucru, să credeți că l-ați și primit și garantat îl veți avea. Amin? În Evrei 11:6 spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-l caută. Fraților, eu de mic am crezut în răsplătirile Domnului. Și acum continui să cred că Dumnezeu nu rămâne dator. O cântare veche spune: nici un picur de sudoare nu va fi de el uitat. Pentru că tot ceea ce faci pentru Domnul, într-o zi vei primi o mare răsplată de la Domnul. Aș vrea să vă pun asta în inima dumneavoastră. Aș vrea să credeți că cine-L caută pe Dumnezeu, Dumnezeu îl răsplătește. Amin? Credință în Scripturi, credință în puterea rugăciunii și credință în răsplătirile Domnului. Sunt multe bune, veritabile. Aș aminti doar câteva care nu sunt bune. Le-au avut oameni în Scriptură, oamenii au crezut. Și au crezut rău și s-au nenorocit cu credința lor. Aduc în fața dumneavoastră un caz. Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul și Țoarul. Cetățile câmpiei trebuiau nimicite din pricina păcatului care e legiferat în Australia. Și multe altele. Când Ezechiel 16 spune: iată care e păcatul Sodomii. Era nepăsătoare, era mândră, trăia într-o liniște nepăsătoare și așa mai departe, da? Și Dumnezeu a hotărât să nimicească, să aducă din cer o ploaie cu foc și pucioasă. Să vină de sus foc și pucioasă, fântânele de smoală rămasă din vremea lui Ghedar la Omer, să se aprindă, să nimicească toate cetățile câmpie. Acolo era un om pocăit. Numele lui era Lot, parcă, da? Lot. Și Dumnezeu nu poate să nimicească pe cel bun împreună cu cel rău. E justiția lui Dumnezeu. Și-o trimis doi îngeri la Lot, și eu spus: Lot, mâine dimineață cetatea arde. Pe cine mai ai aici? Nevastă, fete, gineri, copii, scoate-i toți din casă, că mâine arde. Geneza, capitolul 19. Fuge Lot disperat la familie, așa cum fugiți voi aia din pierd. Văd acum, aici stă ginerile, aici stă fata, acolo mi-e nepotul. E foarte bine. E foarte bine că așa. Și îi înștiințează: măi băieți, măi gineri, mâine plouă cu foc. Și versetul 14. Dar ginerii săi credeau că glumește. Cine crede că Dumnezeu face glume, se înșală. Cine crede că pedeapsa lui Dumnezeu e o glumă, e un nenorocit omul ăla. Dumnezeu nu face glume cu noi. Când vorbește Petru că cerurile vor trece cu trosnete, trupurile cerese vor topi de mare căldură, pământul cu tot ce este pe el va arde. Asta nu e glumă. Dumnezeu nu face cu noi glume. Aș putea insista în direcția aceasta a vorbirii, dar timpul trece, da? Ginerii au crezut. Ce au crezut ginerii? Că astea sunt doar glume. Este careva între voi care crede că ziua de judecată a lui Dumnezeu e doar o glumă?
că pedeapsa lui Dumnezeu este o glumă. Eu am întâlnit oameni care m-au năcăjit în viață. De câte ori voiam să predic din Evanghelie la servici, el spunea, domn Dragoș, eu să fiu șef la iad. Și am să dau drumul la smoală și râdeau toți. Omul ăsta a murit ars după ce 9 zile a răhnit în continuu. Și eu am stat la căpătâiul lui până s-o stins din viață. Pentru că a făcut glume cu Dumnezeu. Și nu vreau să spun ce scenă tragică au văzut ochii mei. Dumnezeu nu face glume, frații mei din Pert. De multe ori noi facem glume și noi bine. Am întâlnit frați care fac glume cu Dumnezeu, cu Sfântul Petru, cu Raiul, cu Iadul, cu Soacra, cu nu știu ce. Un om credincios nu are voie să glumească cu astea, că nici Dumnezeu nu face glume. Ba mai spune în Proverbii 14:9 că cel nesocotit glumește cu păcatul. Să ne dea Domnul credință bună, fraților, nu una rea. Una care să ne ajute să ne mântuiască, amin? Hai să vă aduc un alt caz. Generalul din armata Sirii, ministrul de armate, era un om tare și viteaz, nu știu câte stele avea pe umăr, ce tresă, ce epoleță avea, dar știu un lucru, când da acasă vestonul jos, mirosea carne putredă, umplea casa de putoare, putrezea carnea pe el, Naaman era bolnav de lepră. Își ascundea el sub grade, sub onorul, sub spadă, ascundea lepra. Dar cei din intimitate știa că e bolnav de lepră. Și o fetiță spune, dacă ar fi domnul meu ăsta mare la proroc, l-ar vindeca de lepra lui. Și ăla care se neacă să agață de un pai când îl vede. Și el se duce, dar se duce așa cum știa el. Se duce la împăratul Sirii, împăratul Sirii trimite o scrisoare la Ioram, împăratul lui Israel. Ioram îți fâșii hainele ăsta, ce zi-o Dumnezeu să vindic, omul ăsta vrea război? Și până la urmă ajunge la prorocul lui Dumnezeu, la Elisei. Și Elisei, cercetătorii Scripturii estimează că Naaman avea cu el cam 2 milioane de euro. Cred că în australieni, 2,5 milioane de euro. Cu un dar să o duc la Elisei. Elisei nici nu iese la poartă. Trimite o slugă, spune lui Naaman să se spele de 7 ore în apa Iordanului și va fi curat. Și acum intervine credința lui Naaman. Aia greșit, aia falsă. Da? 2 împărați, 5 cu 11. El se mânie tare și spune, eu credeam. Deci el s-a dus la Samaria pentru că el credea. Eu credeam că omul lui Dumnezeu va veni, va cerceta rana, va pune mâna, va chema numele Dumnezeului său și voi fi vindecat. Dar așa, Abana și Parpara, apele Damascului, nu sunt mai bune decât apa mâloasă a Iordanului? Deci omul ăsta credea. El credea rău. Adică el credea că Dumnezeu trebuie să pună pecetea pe planul care l-a făcut el. El și-a făcut un plan cu împăratul Sirii, cu împăratul Ioram, cu mare alai, cu caravane, cu bani, că se dă bani și trebuie să fie vindecat. Asta credea el. Nu a crezut bine. Nu a crezut deloc bine. Și apoi nu intrăm în detalii, că îmi place aici un singur lucru. Au avut niște slujitori cu minți, care spune, stăpâne, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai simplu, scaldă-te și vei fi curat. Omul ăsta era dispus să facă lucruri grele. Și eu de aici am o predică pe care am intitulat-o, am intitulat-o, cât de greu să fac lucrurile ușoare. Eu constat asta în adunări, în slujiri, cât de greu să fac lucrurile ușoare. Dar era mai ușor să te speli de 7 ori, faci o baie de plăcere, nu? Și să fii vindecat decât să dai darul și ceremonii. La fiul lui Belial care a greșit și a păcătuit în cartea judecători. S-a dus o delegație și a spus, scoateți afară derbedeii ăștia. Dar era mai greu să spună, uite ăștia, măi, pedepsiți. Eu a spus, nu, au solidarizat cu păcatul și au fost nemințită toată seminția lui Beniamin. De ce? Nu era mai ușor asta? Eu mă uit că în lucrările noastre din adunare, câteodată dau din cap și spun cât de greu să fac lucrurile ușoare. Uite, de exemplu, vorbim de ținută vestimentară. Am văzut asta prin unele adunări. Vin niște surori cu fuste strâmte, cu roci scurte, se așează pe bancă și cât ține adunarea, tot trag de ele.
Ori pune o eșarfă pe genunchi, ori pune caietul de cântări și trag și trag de ele. Nu era ușor să vii îmbrăcat mai decent, mai larg, mai lung? Și atât de elevit te ascultai predică, nu tot faci așa atât, 3 ore de adunare. Nu era mai ușor asta? Dar de ce venim cum e greu? Îi mai ușor să predicăm Evanghelia simplu, dar noi o complicăm. Că vouă vă place Evanghelia complicată. Că dacă eu aș predica așa măcar ca Petru și ca Pavel, nu m-ați mai chema în Australia. Și așa cred că nu mai vin. Știi? Dar eu trebuie să vă spun ceva de Calea Lacteei, de Cloșca cu pui, de Orion, de Ursa Mare și după aia să spun, hai pocăiți-vă, fraților. Că așa place la adunări. Odată am fost chemat la o căsătorie în Botoșani. Și băiatul ăsta m-a stresat cu telefoanele. Frate Dragoș, vii. Sâmbătă seara mă sună iar, era târziu. Frate Dragoș, cum am fost înțeles, mâine vii, da? Vin, măi băiete, dacă mă ajută Domnul, vin. El spune, frate Dragoș, nu te spăra, dar ce ai să predici mâine? Ce ai să predici? De căsătorie. Bărbatul să-și iubească nevasta și nevasta să teamă din bărbat. Și mă întreabă, da, așa simplu? Deci, nu, le complicăm mâine. Așa le am vot, mâine le complicăm, nu predicăm așa. Că dacă e așa simplu, cine te mai cheamă să predici, nu? Cât de greu să fac lucrurile simple în pocăință. Cât e de greu să citim o leacă. Așa e de simplu să citești în Scriptură. Așa e de simplu să faci o rugăciune noaptea când e singur, în cui o dăiță. Așa e de frumos. Dar nu. Noi complicăm slujbele și predicile și programele și multe. Domnul să ne dea înțelepciune. Amin? Timpul trece. Vorbeam de credința unui general care nu a fost bună. Până la urmă Dumnezeu s-a îndurat, a avut sfeșnici buni, l-a îndrumat bine și omul ăsta a fost vindecat. Mai vorbesc din Iacob, parcă 1:26. Dacă crede cineva că este religios, dar nu își înfrânează limba ce își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Unul crede că e religios. Sunt aici care cred că sunt religioși. Dar versetul 27 spunea, religiunea curată și neîntinată îi să cercetezi pe văduvă și orfană necazurile ei și să te păzești neîntinat de lume. Eu când cercetam versetele acestea am spus, ce m-ar face pe mine să cred că îs religios? Să-mi dea o credință din asta falsă. Și am spus de multe ori, poziția eclesiastică, poziția din biserică. Eu sunt de mulți ani slujitor. De mulți ani sunt comitetul filialii la Suceava și de mai mulți ani sunt Consiliul Bisericesc Național de la București. Așa-i că-s pocăit? Nu? Păi cum, consilier pe aici, consilier pe acolo, îs pocăit, gata. Câteodată noi credem că asta ne dă pocăința. Eu vă spun, noi trebuie să ne pocăim fiecare. Amin? Câteodată aprecierile altora ne face să creadă. Voi sunteți politicoși. Eu am o soție foarte înțeleaptă. O vorbesc de bine că ea mă mai ascultă și mă corectează câteodată. Și îmi spune, măi, când predici tu, vezi că frate o să spună că ai predicat bine, ești politicos și ai grijă să nu te mândrești. Când n-a să spui nimeni, băi, ai greșit, nu mai vine la noi. Și eu știu asta, am fost pus în gardă. Dar vin câte unii, frate, pe ce ai predicat, ce-a folosit Domnul? Și eu mă gândesc că-s bun dacă toți mă lăudați. Nu vorbesc de apreciere, că asta e altă predică, da? Mă gândesc, dar nu totdeauna aprecierile voastre sunt foarte realiste. Sunteți politicoși, vă purtați foarte frumos cu noi, mai bine decât merităm. Dar noi avem măsura noastră de realism în noi. Câteodată s-ar putea ca succesul de moment să îmi inducă mie ideea că sunt religios. Merg la câte o evanghelizare, Doamne, dă Dumnezeu har, toarnă, Duhul Sfânt, adunare cercetată și eu cobor așa ca pe unul jos, m-a folosit grozav Dumnezeu. Dar eu nu știu că niște bătrâni s-au rugat și au postit pentru săptămâna aceea de evanghelizare. Poate o sta familii întregi în post, o sta copiii nemâncați ca să iese predica bună și predicatorul să crede grozav. Mi-aduc aminte de o întâmplare când o soră cu numele Lucreția din Berchișești, era o femeie nepocăită, stă la poarta acasă și trece bătrânul Olaru cu un bidon cu lapte și îi spune, Lucreția, tu trebuie să te pocăiești. Și pleacă mai departe. Femeia asta la scurt timp se mută în București, stă în București 20 de ani, ajunge la o adunare de penticostali
și la predica unui păstor ridică mâna și hotărăște. Cazul știu bine, nu? Și la unul păstor, mulțumit, că și eu aș fi mulțumit. Soră, spuneți-mi, ce anume v-a determinat ca să vă hotărâți în seara asta? Frate, spun drept, cu 20 de ani, o trecut fratele Olaru pe la poartă și mi-a spus să mă pocăiesc. Din cauza la omul ăsta și la cuvântul ăsta, eu mă pocăiesc. Și îmi spunea cineva să-l vezi cum s-o desumfla păstorul, că nu avea el niciun merit. De multe ori succesul nostru de moment ne face să credem că suntem grozavi, dar Dumnezeu are în vedere lucrarea Lui, nu mândria unor oameni. Dumnezeu să ne dea pocăință, fraților, amin? Religiunea curată și neîntinată e alta. Religiunea curată și neîntinată are de-a face cu înfrânarea. Că acolo spune, dacă crede cineva că e religios, dar nu își înfrânează limba. Religiunea curată are de-a face cu înfrânarea, are de-a face cu compasiunea, cu mila, să cercetezi pe văduvă și orfană necazurile lor și are de-a face cu puritatea, cu curățirea, să te păzești neîntinat de lume. Să ne ajute Domnul. Vorbind de autenticitatea credinței, am arătat doar trei cazuri de credință bună, veritabilă, care ne mântuiește. Și trei cazuri, din Sfânta Scriptură sunt multe, am ales trei, care oamenii au crezut, dar au crezut greșit. 1 Corinteni 15:1, partea finală, degeaba ați crezut. Dumnezeu să ne dea o credință autentică. Amin? Aș vrea să vorbesc puțin de lucrarea credinței. Când vorbesc de lucrarea credinței, sunt în Evrei, capitolul 11, voi prezenta credința așa ca un instrument vizual. Credința are de a face ceva cu privirea, cu vederea. Credința are o capacitate, rețineți, de a lua lucrurile foarte îndepărtate și le aduce în prezent. Ba încă, această credință are capacitatea de a lua imagini din lumea nevăzută și a ni le prezenta nouă. Asta numai credința o face. Oamenii au inventat binoclu. Și când te uiți pe o colină, nu vezi nimic. Când pui binoclu la ochi, vezi foarte bine. Fie îngăduită comparația aceasta. Credința ca un binoclu. Când te uiți cu ochii firii, nu vezi nimic. Când pui credința la ochi și te uiți prin credință, vezi lucruri extraordinare. De altfel, în Evrei, capitolul 11, versetul 1, versetul 3, versetul 7, cât versetul 10, versetul 27, are de a face cu imaginea. Credința aduce în apropiere niște imagini. Versetul 7, Noe n-a văzut potopul, n-a văzut stihiile alea dezlănțuite, n-a văzut corabia cu ochii firii. El spune că prin credință Noe a făcut lucrurile acestea care nu se vedeau. Adică Noe a văzut potopul mai repede cu câțiva ani decât a fost el. Imaginea îndepărtată a potopului i-a adus credința și i-a arătat-o. Avraam spune în versetul 10 că a văzut cetatea care are temeliile tale. Iar mai jos vorbește de cetatea aia cerească, patria cerească. Avraam a văzut Ierusalimul din cer. Avraam a văzut împărăția lui Dumnezeu. Și ceea ce a văzut el încă nu s-a întâmplat. Că scrie apostolul Ioan din Patmos și am văzut cetatea lui Dumnezeu coborându-se din cer ca o mireasă gătită pentru mirile ei. Lucru care nu s-a întâmplat. Le-a văzut Avraam de atunci. Iosif a văzut Exodul și spunea, oameni buni, când Dumnezeu va cerceta țara asta, luați și oasele mele, voi nu o să rămâneți aici. Dar Exodul a fost peste 400 de ani. Iosif a pus credința ca un binoclu, s-a uitat în viitor și a spus, frații mei, nu vor rămâne în Gosen veșnic, ei vor pleca de aici, vă rog frumos, luați și oasele mele și duceți-le. Cu 400 de ani înainte a văzut. De Moise se spune că a văzut făgăduința lui Dumnezeu, versetul 27, ca și cum n-ar fi văzut pe cel ce-i nevăzut. Eu am luat credința asta și am vrut să fac o aplicație. M-am uitat prin credință la voi, dar m-am uitat prin credință apoi la mine. Spune Roman 7, dar văd în mădularele mele, știi,
Deodată e bine să ne uităm la noi. M-am uitat la viața mea și am constatat un lucru surprinzător. Eu n-am o viață. Eu am două. Când mă uit cu ochii firești, se pare că am o viață. Când mă uit așa cu binoclul ăsta numit credință, eu văd că am două vieți. Și toți de aici care suntem în ființă, născuți pe pământ, toți avem două vieți. Spunea Pavel în 1 Timotei 4:8, căci deprinderea trupească e de puțin folos, pe când evlavia este folositoare pentru că ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Există o viață de acum. Viața de acum noi o parcurgem între două certificate. Certificatul de naștere și certificatul de deces. Atâta e viața de acum. Cât e de lungă știe Dumnezeu. Cât e de lungă știe Dumnezeu, v-am mai spus, eu am predicat și predic în țară la foarte multe slujbe de privești și de înmormântare. Am fost chemat la o bătrână de 106 ani și am fost chemat la mulți tineri de 18, 19, 20 de ani. Mai ales în lunile de vacanță, iulie și august, vin toți copiii așa teribili ai fraților din diaspora, cu mașini care nu le pot stăpâni, și apoi unul moare aici, unul moare acolo, unul moare dincolo. Că nu știm cât durează viața aceasta. Când am predicat la Pătrăuță Sucevi și când o trebuie să scoată 3 sicrie și să le pună pe mașină, să o da luptă, bătălie, că o pus tata mâinile pe cap și striga, Alexandra, de ce pleci din casa mea? Erau 3, trebuia pus pe mașină. Cânta corul de la Ițăcan și că la un semnal a început tot corul să plângă. La Voitinel mergeau 3 fete la adunare. Eram toate 3 în rând, aproape de adunare un băiat, un vecin, cu o casă mai de la vale, pocăit, fără permis. O rus fac o glumă, o tras un pic așa de volan și pe primul o trântit-o jos și o omorât-o. Nu mă întrebați ce am predicat, că nu asta e important. Vreau să spun că este o viață de acum, începe momentul când ne-am născut și nu știm cât merge. Și așa e și viața mea și așa e și viața ta. Dar mai există o viață viitoare care începe exact din momentul când murim și ține veșnic. Timpul și spațiul sunt invenția lui Dumnezeu pentru oameni. Când Dumnezeu a făcut să venim în lume, când a creat oamenii, a inventat El timpul și spațiul ca să ne găsească pe astea două coordonate, cum pune ăștia GPS-ul acum pe tine, la ora de trebuie să fie în cutare loc. În cer nu este timp. În cer nu sunt calendare și ceasuri pe perete ca la dumneavoastră. Natura lui Dumnezeu e altfel, acolo e veșnicie și nu o putem noi explica. În cer dispare noțiunea de timp pentru totdeauna. Există o viață viitoare, o viață veșnică. Dar rețineți un lucru. În viața veșnică există fericire veșnică și chin veșnic. Acolo totul e veșnic. Acolo nu se termină niciodată. Viermele lor nu moare, spunea Domnul Iisus. Există fericire veșnică și există chinuire veșnică. Apocalipsa 4:11. Și fumul chinurilor lor se ridică în veci de veci în sus. În viața aceasta scurtă, noi avem un har extraordinar. Avem harul ca să ne pregătim pentru viața cealaltă. În viața asta scurtă noi ne croim traiectoria vieții viitoare. Un abur care abia se ridică și apoi moare. Viața omului scurtă ca suvei, ca țesătorul. Sunt dintr-o familie de țesători. Și nevasta o țesut și surorile mele și mama mea și eu știu să țes mai bine decât mult din voi. Covoară de alea alese cu două fețe, eu știu să țes. Că asta făceam când eram tânăr. Eu știu cum zboară suveica printre fire. Așa trece viața mea, așa trece viața ta. Dar în viața asta foarte scurtă, ai posibilitatea să-ți asiguri o veșnicie binecuvântată în viața viitoare. Acolo e fericire veșnică, acolo e o părtășie veșnică, acolo e o dihnă veșnică. Apocalipsa 14:3. Și am auzit un glas cu 13 care zice, da, scrie, ferice de acum încolo de morți care mor în Domnul, da, zice Domnul, e să vor odihni de faptele lor, de ostenelor lor, că faptele lor îi urmează. Îi odihnă veșnică, îi fericire, e o părtășie veșnică acolo, nu ne mai despărțim. Avem noi o cântare care o cântăm, curând vom fi iară împreună și în veci nu ne-o mai despărțim.
Timpul trece. Voi îmi sunteți dragi. Mi s-a lipit într-un fel inima de voi. Dar trebuie să plecăm. Nu știu, mă mai întâlnesc cu voi mâine seară, probabil cu o parte. Și până la urmă, sunt bucuros că plecăm și ne se apropie vremea să plecăm acasă. Vine o vreme când nu ne-o mai despărți de cei dragi niciodată. Pentru că este o viață viitoare care e veșnică, acolo e chinuire veșnică, acolo va fi o durere veșnică. Spunea cineva că toate durerile fizice vor încerca pe oamenii care au ajuns acolo. Acolo va fi o remușcare veșnică, că ai avut ocazia să te mântuiești în Australia, ai fost în adunare, ai auzit Evanghelia, ai fost crescut în familie de pocăiți, ai putut să stăruiești după Duhul Sfânt și n-ai făcut-o. Și asta e remușcare veșnică. M-am uitat cu credința. Credința are capacitatea de a apropia lucrurile, de a le aduce mult mai aproape. Și mi-a apropiat viața viitoare și mi-a arătat cum e acolo. Și mai spun încă un lucru. Nu există posibilitatea sau punți de a trece dintr-un loc în altul. Așa cum încearcă unii să ne amăgească. În pilda din Luca 16 spune, între noi și voi este o prăpastie, nu se mai poate trece. Faceți-vă rost ca în viața viitoare să fiți binecuvântați, dragii mei. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Ceasul e aproape de fix. Aș vrea să vă vorbesc de credință. Altă lucrare a credinței, voi vorbi foarte scurt, ca o forță motrice, ca o putere pe care am încercat să o explic și niciodată n-am putut. Povesteam eu odată că aveam nevoie de o roabă de nisip. Atâta. Și sun pe un patron pocăit, băi, trimite-mi, te rog, și mie o roabă de nisip. El zice, imediat, îl pune pe un șofer și mi-aduce o mașină lungă de 20 de metri, că a spus că eu sunt păstor, să mă servească așa cum trebuie, plină cu nisip. Și mă întreabă șoferul, domnul Dragoș, că nu era pocăit, unde să o basculez? Băi, de ce fac eu cu nisipul ăsta? Nu știu, așa m-a pus patronul, eu nu mă cert. Basculează aici, mi-au rupt și gardul și poarta. Și am văzut că la o mașină mare, 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 din bena aia au scos așa un cilindru, o ridicat-o sus și-o căzut nisipul. Eu mă gândeam, dacă toți oameni din sala mine aducem să ridic așa cu mâna, nu săltam. Și am spus, domne, ce putere are forța asta hidraulică. Și deodată mi-am adus aminte de un cuvânt din Scriptură, spus de Domnul în Matei, că dacă vei avea credință cât un grăunte de muștar, vei spune muntelui, aruncă-te în mare, și el s-aruncă. Adică pui așa o bucățică mică de credință la un munte și când explodează credința, aruncă tot muntele. Așa că e tare credința asta. E o forță care nu o pot descrie. Dacă spune în Luca 17:6, dacă spui dudule, dezrădăcinează-te, sare dudul din rădăcini. Asta e credința. Puteți voi explica mai mult? Nici eu. Dar știu că această credință este o putere extraordinară. Și credința asta ne-i dată nouă. O singură comparație. Sistemul organic al nostru are o glandă. O glandă care în anumite momente foarte dificile de primejdie emite o substanță numită adrenalina. Se spune de băieți că au adrenalină. Adrenalina e glanda aia, o secretă numai la mare nevoie, ne trimite un pic. Sângele ia cu o viteză uimitoare substanța asta, o transmite în tot corpul și dintr-o dată ești foarte puternic. Ori îți dă o luciditate mare, treci cu mașina aproape de un accident, te strecuri, domne, printre trei mașini, e vid. Și când ajungi mai încolo, îți tremură picioarele și te-ai îngălbenit, de te mai pune unul să faci asta, nu mai poți. Ce s-a întâmplat de-a fost așa de lucid? Adrenalina aia, cu viteză uimitoare, a infuzat creierul tău și ți-a dat prezența de spirit. Eu știu un frate pocăit, conducător de adunare, care repara mașina. Și în moment ce repara mașina, nou suspendatul bine a căzut pe el, greutatea. Și o apucat să strige la doi copii din generală, doi copii destui de mici. O venit băieță și o ridicat și el a ieșit de acolo. El a spus, dragul, cred că un înger a pus mâna. Dar eu cred că și momentul ăla, de câte ori au pus pe copii să ridice, a încercat el cu cineva, n-a putut ridica.
Pentru că glanda asta, în anumite momente de criză, dar scurte, elimină substanța asta în tot corpul nostru. Respectând comparația, aș vrea să vă spun că Duhul Sfânt are momente când la nevoi, la primejdii foarte mari, ne trimite o infuzie de credință. Te uiți la analiză, cancer, și tu spui, n-am niciun cancer, și n-ai cancer. Se întâmplă când mergi la rugăciune pentru vindecare și vezi în fața ta un om care e foarte bolnav și dintr-o dată vine o credință de la Duhul Sfânt, acea adrenalină, spune-o duhovnicească, pui mâinile pe cel bolnav și bolnavul se ridică. Asta e credința. Dumnezeu să ne-o dea. Mai mult nu știu să vă spun. Credința este o forță extraordinară, o putere. Așa lucrează credința. Și în 2 Tesaloniceni 1:11 vorbește de lucrările izvorâte din credință. E credința ca un izvor. Aici în Sahara asta australiană se lăuda un frate că e un mare rezervor de apă potabilă egal cu suprafața lacului Baikal. Și eu spun, și ce vă folosește? Păi nu, frate, că o să se exploateze, că e de la 70 de metri până la 200 de metri. Adică sub voi, sub deșertul ăsta, e un bazin mare de apă dulce și potabilă. Ei, cam așa văd eu credința. Există un rezervor mare de credință, dar din credința asta trebuie să izvorască, trebuie să țâșnească, că dacă nu, murim de sete toți, da? Și acum a venit Pavel și spune, lucrări izvorâte din credință. Eu cred că și hotărârea la pocăință, dacă ar lua-o cineva în seara asta, e o lucrare care izvorăște din credință. Da? Și hotărârea de a fi mai pocăit pentru acei pocăiți ar fi o lucrare izvorâtă din credință. Și botezul în apă ar fi o lucrare izvorâtă din credință. Spune Scriptura că Pavel era la rugăciune, a avut un proroc Agab și a prorocit că la Ierusalim va fi o foamete. Oamenii au crezut, s-au apucat să facă strângeri de ajutoare, dar nu era foame la Ierusalim. Dar imediat au venit la Ierusalim foame. Dar ei au crezut lucrarea și din credința lor au izvorât o strângere de ajutoare și au trimis-o la Ierusalim. Degeaba avem sub noi un rezervor de credință dacă nu țâșnește nimic, dacă nu se exteriorizează, dacă nu se transmite în afară. Dumnezeu să ne dea credința, fraților. Voi încheia predica, că am spus că vreau să fiu cât de cât disciplinat. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vrut să vorbesc de autenticitatea credinței. Credințe adevărate și credințe false. Tu de care ai? Și am vrut să vorbesc de lucrarea credinței. Credința care ne aduce imaginile acelea și ne arată veșnicia întreagă cum o să fie și ne îndeamnă să ne pregătim, credința aceea care e o forță extraordinară ce nu putem noi controla și numai Duhul Sfânt când vine peste noi ne face o infuzie cu credință și ne scapă din primejdii, și credința aceea care se manifestă în practică, lucrări izvorâte din credință. Așa să ne-o dea Domnul tuturor. Amin.